deschidem cuvântul Domnului și citim din 1 Împărați, capitolul 18. Este un pasaj mai lung, dar noi ne vom rezuma citirea de la versetul 30 până la versetul 40. 1 Împărați 18, pagina 381, 1 Împărați 18 de la versetul 30. Când ajungem la versetul 39, acesta este versetul duminical, îl rostim cu toții. Ilie a zis atunci întregului popor, apropiați-vă de mine, și tot poporul s-a apropiat de el. Și Ilie a dres altarul Domnului care fusese sfărâmat. A luat 12 pietre după numărul semințiilor fiilor lui Iacov, căruia Domnul îi zisese, Israel îți va fi numele. Și a zidit cu pietrele acestea un altar în numele Domnului. A făcut împrejurul altarului un șanț în care încăpeau două măsuri de sămânță. A așezat apoi lemnele, a tăiat juncul în bucăți și l-a pus pe lemne. Apoi a zis, umpleți patru vedre cu apă și vărsați-le pe arderea de tot și pe lemne. Și au făcut așa. Apoi a zis, mai faceți lucrul acesta odată. Și l-au mai făcut încă o dată. Apoi a zis, mai faceți-l și a treia oară. Și l-au făcut și a treia oară. Apa curgea în jurul altarului și au umplut cu apă și șanțul. În clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis, Doamne, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Atunci a căzut foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele și pământul și a subt și apa care era în șanț. Și acum, cu toți împreună, vă rog, versetul 39 și în limba română și în limba engleză. Când a văzut tot poporul lucrul acesta, au căzut cu fața la pământ și au zis, Domnul este adevăratul Dumnezeu, Domnul este adevăratul Dumnezeu. When all the people saw this, they fell prostrate and cried, The Lord, He is God, the Lord, He is God. Puneți mâna pe prorocii lui Baal, le-a zis Ilie, niciunul să nu scape. Și-au pus mâna pe ei. Ilie i-a coborât la pârâul Chison și a înjunghiat acolo. Amin, lăudat să fie numele Domnului. Pasajul din 1 Împărați, capitolul 18, istoria aceasta începe mai devreme puțin. În capitolul 17, Dumnezeu rostește prin Ilie Tishbitul, unul din locuitorii Galaadului, și profeția este pentru împăratul Ahab. Viu este Domnul Dumnezeului Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Foarte interesant cum Dumnezeu, atunci când are de-a face cu un împărat rău, probabil cel mai rău dintre toți împărații, corupt până în măduva oaselor, când Dumnezeu prin prorocul îl caracterizează pe Ahab, spune despre el că s-a vândut ca să facă ce este rău. Răul n-a fost un accident. Ahab s-a vândut pe sine însuși, pe altarul răului. Intenționat, premeditat, deliberat. Ahab este un prototip satanic
Pentru că nu numai El, ci împreună cu El, a târât în păcat și în neascultare întregul popor. Și-a omorât prorocii Domnului. I-a exterminat. Și atunci când Dumnezeu vorbește unui om atât de căzut, alege un proroc pe care îl folosește și îl face pe acest împărat Ahab să-i fie frică de Ilie. Și observați, când se duce Ilie la Ahab, îi spune: nu va fi ploaie în țară decât după cuvântul meu. Dumnezeu dă autoritatea sa acestui proroc. Și vreau să fac o paranteză aici, pentru că lucrul ăsta este foarte important. Între Ahab și Ilie, Ilie spune: așa vorbește Domnul, ploaie va fi numai după cuvântul meu. Dar după ce se termină toată istoria aceasta și lucrul este preluat de Iacov în episcopul ăla sa, Ilie, un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi, s-a dus și s-a rugat de 7 ori pentru ploaie. Pentru Ahab, mesajul este foarte clar. Ca să-i fie frică de Ilie. Dar între Ilie și Dumnezeu, lucrurile sunt foarte clare. Și Ilie nu abuzează de această autoritate pe care i-o dă Dumnezeu, ci știe că depinde de Dumnezeu, că tăria lui este în Dumnezeu și chiar dacă Dumnezeu îl onorează în fața unui împărat decăzut, relația lui de ascultare, de respect și de închinare față de Dumnezeu nu se schimbă. Scumpi frați și surori, o lecție foarte importantă pentru fiecare dintre noi. Și pe urmă o să trec la descrierea istoriei despre care am citit. Dumnezeu ne va onora în fața oamenilor și ne va da mari biruințe în fața oamenilor. Dar nu cu scopul ca Ilie să fie mare, ci ca prin Ilie Dumnezeu să fie proslăvit. La sfârșitul istoriei, cel care primește și merită toată închinarea este Dumnezeu și nu este Ilie. Și în viața personală, la locul de muncă, la școală, ca biserică, Dumnezeu ne va da niște biruințe. Și oamenii se vor uita la noi și vor spune: tânărul ăsta, tânăra asta, bărbatul ăsta, femeia asta, oamenii ăștia sunt niște oameni deosebiți. Se pare că Dumnezeu este cu el, cu ea, Dumnezeu este cu ei. Uneori la oameni le va fi frică în prezența lui Ilie. Dar Ilie niciodată nu păstrează pentru el nici lauda și nici cinstea, ci le dă Domnului. Să ne ajute Dumnezeu. Vorbim despre această perioadă de 3 ani în care nu plouă și este foamete mare în țară și în capitala Samariei. Și Ahab intră în panică. Oricât de puternic ar fi un împărat sau un politician, când în timpul lui e foamete, oamenii îl consideră incompetent. Într-un popor religios ca Israelul, după cum se întâmpla și într-un popor religios ca Egiptul, că și Egiptul avea religia lui, faraonul, împăratul, sunt în siguranță câtă vreme Nilul se revarsă peste malurile lui, câtă vreme Iordanul se varsă peste malurile lui, câtă vreme izvoarele de apă curg, câtă vreme e prosperitate și belșug. Când astea s-au terminat, poporul nu mai știe nici de faraon, nici de împărat. Și Ahab este într-o criză foarte mare.
Și spune Biblia că în capitolul 18, în primele versete, Ahab l-a chemat pe Obadia, care era mai marele casei lui. Era mâna lui dreaptă. Și a spus: Obadia, avem o problemă. Poporul nu are apă, culturile de pe câmp nu au apă, nu plouă, trebuie să găsim o soluție. Trebuie să cutreierăm țara. Tu te duci într-o parte, eu mă duc într-o parte și căutăm. Ne ducem pe la izvoare să vedem, mai curge vreunul. Acum, spre deosebire de Ahab, care este un împărat corupt, care este un împărat rău, care este un om nelegiuit, care e vândut să facă ce este rău, Obadia este un om temător de Dumnezeu. Ascultați versetul 3. Ahab a trimis să cheme pe Obadia, mai marele casei lui. Obadia se temea mult de Domnul. Nu numai că se temea de Domnul, se temea mult de Domnul. Versetul 4. De aceea, când a nimicit Izabela pe prorocii Domnului, Obadia a luat 100 de proroci. I-a ascuns câte 50 într-o peșteră și i-a hrănit cu pâine și cu apă. Mare om. Și-a pus viața într-un mare pericol. Și în timp ce cutreieră țara, cu cine se întâlnește? Obadia. Se întâlnește cu Ilie. Ilie, despre care nu știa nimeni unde este. Ilie era hrănit în casa unei văduve, Ilie era hrănit la izvor, Ilie avea proiectul lui cu Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a spus: profețește și ascunde-te. Și după 3 ani, Obadia nu dă peste sursa izvoarelor. Putea să caute și el și Ahab mult și bine, n-ar fi găsit o picătură de apă. Picătura de apă a pus-o Dumnezeu la Ilie în buzunar. Dacă Ahab era un om înțelept, n-ar fi spus: Obadia, hai să căutăm izvoarele de apă. Ar fi spus: hai să-l căutăm pe Ilie. A, l-a căutat el pe Ilie, dar nu l-a găsit. Când Ilie se întâlnește cu Obadia, spune: Obadia, du-te la Ahab și spune că să vină să se întâlnească cu mine. Și Obadia îi spune, versetul 9: ce păcat am săvârșit eu ca să dai pe robul tău în mâinile lui Ahab ca să mă omoare? Viu este Domnul, că n-a rămas un popor sau împărăție unde să nu fi trimis stăpânul meu să te caute. Și când se spunea că nu ești acolo, punea pe împărăția și poporul acela să jure că nu te-a găsit. A știut el, Ahab, pe cine să caute, dar nu l-a căutat ca să se pocăiască, l-a căutat să-l omoare. Mai fac o paranteză, nu vi se pare, fraților, ciudat că atunci când singura soluție este mesajul pocăinței, nepocăitul alege să-l omoare pe mesager mai degrabă decât să se pocăiască. E o dovadă de nebunie că dacă în spatele mesajului e Dumnezeu, faptul că l-ai omorât pe mesager, asta nu înseamnă că ai scăpat de consecințe. Dacă îl omori pe Ilie, nu plouă. Dacă îl omori pe Ilie, nu se termină foametea. Ilie este doar un mesager. Dacă îl omori pe Ilie, sau dacă e înălțat la cer, vine Elisei. Dacă moare Elisei, apare Mica. Dacă îl baci în pușcărie și îl omori pe Mica, vine Obadia. Vine Țefania. Vine Habacuc și vine Maleahi. Și pe urmă vine și Hristos.
și l-a omorât și pe el, ca și pe premergătorul lui Ioan Botezătorul. Aveți impresia că nu mai vine Apocalipsa? Nebunia lumii acesteia, care în relația cu Dumnezeu are impresia că dacă îi ucide prorocii, că dacă îi ucide mesagerii, scapă de consecințe, scapă de secetă, scapă de foame, scapă de foame. Nu! Consecințele sunt aceleași. Idolatria îi aruncă pe oameni în nebunie, să nu mai judece corect. De aia spune Pavel în Roman capitolul 1, s-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Cel care trebuia să fie cel mai înțelept în tot Israelul, împăratul lui Israel, e cel mai nebun din tot Israelul. Versetul 11. Și acum zici, du-te și spune stăpânului tău, iată că a venit Ilie. Și apoi când voi pleca de la tine, Duhul Domnului te va duce nu știu unde. Dacă m-aș duce să dau de știre lui Ahab și nu te-ar găsi, mă va omorâ. Și totuși robul tău se teme de Domnul din tinerețea lui. Nu s-a spus oare Domnului meu ce am făcut când a ucis Izabela pe prorocii Domnului, cum am ascuns 100 de proroci ai Domnului, câte 50 într-o peșteră și am hrănit cu pâine și cu apă? Și acum tu zici, du-te și spune stăpânului tău, iată că a venit Ilie, el mă va ucide. Dar Ilie a zis, viu este Domnul oștirilor al cărui slujitor sunt, că astăzi mă voi înfățișa înaintea lui Ahab. Se duce în fața lui Ahab. Și când se întâlnesc, cine credeți că vorbește primul? Că stricatul are gură mare. Are o gură stricatul. Are o gură de nu-l încape stricatul. Zice, tu ești acela care nenorocești pe Israel. De-aia zis de departe, versetul 17, abia a zărit. Știi ce înseamnă abia a zărit? Cât de departe poți să vezi, numai ce l-a văzut cât un punct. Și a și sărit cu gura pe el. Tu ești acela care nenorocești pe Israel. Și acum ascultați răspunsul lui Ilie, versetul 18, nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baal. Când s-a dus după Baal, s-a întors cu spatele la Dumnezeu. El și întregul popor. Și acum, vorbim despre întoarcerea la Dumnezeu prin prisma acestui altar despre care citim, altar zidit pe muntele Carmel. Altarul adevăratului Dumnezeu. Scumpii mei, sunt trei lucruri despre altarul de pe muntele Carmel pe care trebuie să le cunoaștem, în dorința noastră de a ne întoarce la Dumnezeu, de a ne întoarce la adevăratul Dumnezeu. Întoarcerea oamenilor poate fi făcută în multe feluri. Întoarcerea la adevăratul Dumnezeu se poate face numai prin pocăință sinceră. Și trebuie să știm trei lucruri despre acest altar pe care îl zidește Ilie pe muntele Carmel. Sunt multe lucruri care se pot spune. Putem interpreta apa, pietrele, focul, jertfa, lemnele, șanțurile, măsurile de sămânță, numărul de vedre. Sunt multe simbolisme aici. N-aș vrea să mă opresc la ele și din motive de timp și pentru că aș vrea să reținem în dimineața aceasta trei lucruri despre altarul adevăratului Dumnezeu. Așa cum a fost atunci, așa cum este astăzi. În momentul în care Ilie adună tot poporul pe muntele Carmel, altarul adevăratului Dumnezeu este un altar dărâmat. Nu știu cât de tragic vi se pare dumneavoastră momentul
Însă după mulți ani, Ahab a avut o domnie îndelungată. Și răul n-a început cu el, răul a început înaintea lui. Răul a ajuns la culme în timpul lui Ahab. Poporul a continuat de la Ieroboam, cu mici excepții, să cadă din ce în ce mai mult în idolatrie și îndepărtare de Dumnezeu. Vorbim de multe zeci de ani de decădere spirituală. Altarul n-a fost sfărâmat de ieri de azi. Locul acela era un loc al ruinelor. Și ascultați ce spune versetul 30. Ilie a zis atunci întregului popor, apropiați-vă de mine, tot poporul s-a apropiat de el și Ilie a adres altarul Domnului care fusese sfărâmat. Știți că un altar este o mulțime, 12 sau niște pietre adunate și puse împreună, zidite împreună. Un altar arată frumos. Un altar este un loc special. Câtă vreme zidirea aceea rămâne împreună, închegată. Ați fost vreodată într-un loc unde unei zidiri antice care este sfărâmată, să vedeți ce dezolant, ce deprimant arată. Cândva a fost acolo o clădire impunătoare, o clădire frumoasă, aspectoasă. E încă fascinant că ruinele sunt fascinante. Te uiți la niște lucruri pe care oamenii le-au pus împreună în urmă cu 2, cu 3, cu 4, cu 5 mii de ani. Și la piramide, piramidele arată impunător, arată interesant. Nu arată atât de glorios ca atunci când au fost construite și erau strălucitoare, atunci când razele de soare băteau de la vârful piramidei, care era din aur, în jos peste suprafața alb strălucitoare. Era o imagine extraordinară. Dar totuși sunt niște lucruri vechi, interesante. Însă să știți că ruinele întotdeauna sunt ceva foarte deprimant. Unde-i ruină, nu locuiește nimeni. Ruinele sunt nefolositoare. Pot fi niște piese de muzeu, dar nu mai au nicio întrebuințare. Ruinele înseamnă părăsire, abandonare, lepădare. Și când ruinele sunt altarul lui Dumnezeu, este de-a dreptul tragic. Altarul lui Dumnezeu sfărâmat, demolat. Dărâmarea altarului, te duci la ruine care au fost sau ruinat datorită neîngrijirii. Timpul și elementele naturii au dezintegrat acea construcție. Nu, altarul lui Dumnezeu a fost sfărâmat, a fost împrăștiat, demolat cu voia, cu intenția. Știți ce este șocant în zilele de astăzi? Când altarul ăla a fost demolat, n-a fost demolat pentru că a venit un alt popor și le-a demolat altarul. Ei l-au demolat, ei l-au dărâmat. Ce e tragic în vremurile acestea, când avem mai mare nevoie unii de alții, când avem mai mare nevoie de unitate, de părtășie, când cea mai mare disperare a noastră este să continuăm să fim pietre unite în trupul Domnului Iisus Hristos. Noi să fim și altar și jertfă. Diavolul vrea să ne împrăștie și să ne sfărâme. Și culmea ironiei și a tragediei vrea să o facă cu mâinile noastre, cu propriile noastre mâini.
Nimeni nu poate dărâma altarul rugăciunii din viața ta. Nimeni nu poate dărâma altarul scripturilor din viața ta. Nimeni nu poate demola altarul dărniciei din viața ta. Nimeni nu poate dărâma altarul părtășiei din viața ta. Doar tu. Doar eu. Și doar tu. Și din păcate, stimați frați și surori, intrăm în anul 2021 și diagnosticul profetic pe care Dumnezeu îl așează în dreptul bisericii sale de pe pământ și multor suflete de credincioși este diagnosticul unui altar dărâmat. Dărâmat prin idolatrie, asta însemnând alte priorități, alte valori, alte lucruri și alte persoane înaintea lui Dumnezeu. Înaintea părtășiei tale cu Dumnezeu, înaintea părtășiei tale cu biserica, alte lucruri și alte persoane, mai presus de Dumnezeu. Idolatria și, în al doilea rând, imoralitatea. Călcarea poruncilor sfinte și morale ale lui Dumnezeu. Și ascultați ce spune Ilie, versetul 18. Nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și v-ați dus după Baal. Poruncile Domnului sunt porunci de moralitate care întrețin o viață morală și sfântă în poporul lui Dumnezeu. Porunci rituale au toate națiunile. Porunci cu privire la jertfe, porunci cu privire la zile speciale, la luni noi, adunări de sărbătoare. Toate popoarele au așa ceva. Pe altarul Domnului era pusă jertfă, pe altarul lui Baal era pusă jertfă. Baal are altarul lui. Spre deosebire de poruncile celorlalte religii, poruncile lui Dumnezeu au ca sursă adevărul și integritatea, adevărul și dreptatea, adevărul și moralitatea, adevărul și sfințenia. Niciodată Dumnezeu nu le-a dat motive să-L părăsească pentru că nu i-a însoțit în luptă. Din Gosen, care a fost protejat în timpul tuturor plăgilor care au căzut peste țara Egiptului, la Marea Roșie, prin pustie și în cucerirea țării Canaanului. Și de atunci încoace, ori de câte ori poporul Israel a stat aproape de Dumnezeu, Dumnezeu le-a dat numai biruință și numai prosperitate. De ce să părăsești un Dumnezeu? De ce să-i sfărâmi altarul dacă atunci când te duci la luptă cu El câștigi de fiecare dată? De ce să întorci spatele unui Dumnezeu care este cu tine și îți dă ploaie și îți dă belșug și îți dă prosperitate întotdeauna? Știți de ce? Pentru că nu-i iubești poruncile. Îi iubești doar binecuvântările. Dar nu-i iubești poruncile. Iată de ce mai târziu, când se roagă Ilie lui Dumnezeu, spune: Doamne, dovedește-le, versetul 37, dovedește-le că ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre ce?
spre bine. Ce înseamnă imoralitate? Ce înseamnă altar dărâmat? De ce au dat cu picioarele în altarul lui Dumnezeu și l-au împrăștiat și l-au sfăcut praf? Pentru că inima lor era îndreptată spre rău. Baal nu le-a dat nicio biruință. Baal nu le-a dat niciun bob de grâu. Baal le-a dat păcat și nelegiuire. Și l-au îmbrățișat cu toată dragostea pe el și pe colega lui Astartea, ca să-și facă de cap. Un altar dărâmat prin idolatrie și imoralitate. Asta este creștinismul de astăzi. Creștinismul de astăzi este un creștinism cu altarul dărâmat. Pentru că Dumnezeu este plictisitor. Pentru că altarul lui Dumnezeu nu este discotecă. Ia auziți! Versetul 26. Ei au luat juncul pe care li l-au dat și l-au pregătit și au chemat numele lui Baal de dimineață până la amiază, zicând: Baale, auză-ne! Dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns. Și săreau împrejurul altarului pe care îl făcuseră. Săriți cât vreți. Au căzut în transă. Deci i-au strigat tare și după obiceiul lor și-au făcut tăieturi cu săbile și cu sulițele până ce a curs sânge pe ei. Și când a trecut amiaza, au aiurit până în clipa când se aducea jertfa de seară. Nu s-a auzit nici glas, nici răspuns, nici semn de luare aminte. În primul rând, altarul adevăratului Dumnezeu este aici un altar dărâmat. În al doilea rând, este un altar dres. Versetul spune, versetul 30, apropiați-vă de mine, și tot poporul s-a apropiat de el și Ilie a dres altarul Domnului care fusese sfărâmat. A luat 12 pietre după numărul semințiilor fiilor lui Iacov, căruia Domnului zisese: Israel îți va fi numele. Și a zidit cu pietrele acestea un altar în numele Domnului. Bineînțeles, dincolo de pietrele care sunt puse la un loc ca să se dreagă altarul Domnului, pentru ca să fie altarul Domnului, trebuie să se întâmple alte două lucruri. În primul rând, trebuie să se întâmple acest act al apropierii. Și ce înseamnă că s-au apropiat? Mai întâi s-au întors. Au stat prea multă vreme cu spatele spre acest altar dărâmat. Aici, frați și surori, este o imagine a harului lui Dumnezeu. Pentru că Biblia spune că nimeni nu se poate apropia de Dumnezeu să-L vadă și să trăiască. Carmelul este o imagine a harului divin. Când Ilie le spune: apropiați-vă de mine, de fapt ei se apropie de Dumnezeu, de altarul lui Dumnezeu, adevăratul lui Dumnezeu. Poporul acesta care șchiopăta de amândouă picioarele. Ce înseamnă să șchiopeți de amândouă picioarele? Nu mai ești șchiop, ești olog, ești un cărucior. Nu mai poți să mergi, te târăști. Lumea asta e plină de târâturi, că nu mai pot umbla. Mie, dacă mai ai un picior, mai pui o cârjă, dacă n-ai niciun picior, dacă amândouă picioarele sunt bolnave,
te dorești. Așa au venit înaintea lui Dumnezeu. În dreptatea lui, că vorbim de prorocul Ilie care a făcut să cadă foc din cer peste oamenii care au venit să-l prindă, trebuia să fie incinerați, trăsniți, pentru că se închinaseră la Dumnezei străini, pentru că era țara plină de răutate și de selnicie, pentru că omorâseră pe prorocii Domnului. Credeți că Izabela a bătut din palme și a pocnit din degete ca să moară prorocii? Nu! Cu ei i-au omorât. Cu săbile lor i-au omorât. Cu colaborarea lor i-a urmărit, i-a prins și i-a omorât. Izabela. De aceea Domnul Iisus Hristos i-a confruntat și le-a spus: voi care omorâți pe proroci și vor veni să le puneți flori pe morminte. Maximul ipocriziei și al fățărniciei. Acum apropiați-vă. Și stau și mă gândesc cum s-au apropiat ei de altarul ăla. De locul acela al confruntării între doi Dumnezei. Cu inima strânsă, cu teamă, dar au făcut-o, fraților. Ascultați, noi nu mai suntem în vremea prorocilor și a legii, noi suntem în vremea Domnului Iisus Hristos, a harului și a bunătății lui Dumnezeu. Și Biblia zice să ne apropiem cu încredere de scaunul harului. Pentru că n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci căruia este milă de noi. În al doilea rând, altarul este dres prin apropiere, în al doilea rând prin afirmare. Afirmația pe care am citit-o în urma marelui miracol pe care l-a făcut Dumnezeu. Când au spus: Domnul este adevăratul Dumnezeu, și au spus-o de două ori. Acum, aici avem o problemă. Pentru că cercul trebuie închis. Dacă nu închidem cercul, rămâne deschis și cădem înapoi în aceeași stare de sfărâmare, de demolare a altarului. Cum afirmăm noi că Domnul este adevăratul Dumnezeu? Doar cu gura? Am spus că altarul a fost dărâmat prin idolatrie și prin imoralitate. A zidi altarul înseamnă să întoarcem spatele lui Baal și să-l înălțăm pe Dumnezeu, ceea ce au făcut și i-au omorât și proroșii lui Baal și Astartei, i-au exterminat, dar înseamnă să ne întoarcem la un stil de viață potrivit poruncilor lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se mulțumește cu Doamne, Doamne. Știți ce au făcut ei aici? Au zis: Doamne, Doamne. Știți că altarul ăsta n-a rămas în picioare? Știți că a fost dărâmat din nou? Știți că țara a fost pustită? Poporul scos și colonizat, împrăștiat. Și că nu li se mai știe de urmă până în ziua de astăzi? Avem seminția lui Iuda. Celelalte seminții sunt împrăștiate încă până vor fi descoperite. Pentru că afirmația aceasta, Domnul este adevăratul Dumnezeu, a fost doar pe buzele lor. Doamne, Doamne, și Domnul spunea, nu cine îmi zice Doamne, Doamne, ci cel ce face voia lui Dumnezeu. Dregerea altarului înseamnă să vii la Domnul, să te apropii de Domnul. Să te apropii din nou de altarul rugăciunii, să te apropii din nou de altarul cuvântului, să te apropii înapoi de altarul părtășiei. Dar înseamnă să-L afirmi pe Dumnezeu ca adevăratul Domn, nu numai în cer, la o distanță cosmică de tine, ci pe tronul inimii tale,
că în inima ta este alegerea între bine și rău. A-L alege pe Dumnezeu înseamnă a alege binele. De aceea spunea Moise odinioară, îți spun înainte binele și răul, viața și moartea. Alege binele! Dacă alegi binele, îl alegi pe Dumnezeu. Și dacă îl alegi pe Dumnezeu, alegi viața. Un altar dărâmat, un altar dres și în al treilea rând, altarul acesta este un altar dedicat. Odată ce altarul este zidit, el trebuie dedicat. Trebuie să se coboare foc de la Dumnezeu, să mistuie jertfa. Și focul acesta are două conotații. Este un foc al mărturiei și este un foc al mâniei. Când altarul lui Dumnezeu este atins de focul venit de la Dumnezeu din cer, se întâmplă una din două și de multe ori amândouă, pentru diferitele categorii de oameni care se apropie de acest altar. Este un foc al mărturiei și este un foc al mâniei. Pentru Ilie și poporul care se întoarce la Dumnezeu, pentru Ilie și Obadia, pentru Ilie și prorocii autentici, este un foc al mărturiei. Ce se întâmplă? Ilie când se roagă spune, Doamne, să se vadă că Tu ești adevăratul Dumnezeu, că eu sunt slujitorul Tău și că lucrurile acestea le-am făcut la porunca Ta și nu de capul meu. Și focul acela vine ca o mărturie care mărturisește că Domnul e adevăratul Dumnezeu, dar și că Ilie e robul Lui. Mă rog ca focul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să depună mărturie despre adevăratul Dumnezeu în mijlocul nostru. Dar să depună și mărturia că noi suntem copiii Lui, că suntem robii Lui, că suntem slujitorii Lui, că suntem familia Lui, că suntem oameni din casa Lui. Să facă Domnul lucrul acesta. Dar este și un foc al mâniei. Este un foc al mâniei pentru că prorocii lui Baal și Astartei au fost exterminați. De pe altar, focul mâniei a intrat în săbiile lor, a lui Ilie și a oamenilor lui Dumnezeu, care au făcut dreptate și care au scos afară din poporul lui Dumnezeu ceea ce era stricat și întinat. Și în al doilea rând, focul mâniei s-a năpustit asupra lui Ahab, Izabela și casa lor regală, care a fost complet anihilată și exterminată din Israel prin împăratul Iehu. Scumpii mei, stăm la masa Domnului. Masa Domnului este un altar în dimineața aceasta pentru noi. Dacă citiți în cartea profetului Maleahi, în capitolul 2, cuvântul Domnului spune că masa Domnului a ajuns ceva de disprețuit. Masa Domnului, împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, poate deveni o dărâmătură în mijlocul bisericii. Biblia spune că putem să-L necinstim pe Domnul, putem să ne împărtășim în chip nevrednic, putem disprețui masa Domnului, putem dezonora masa Domnului prin idolatrie și imoralitate. De aceea rugăciunea noastră astăzi trebuie să spună, Tu ești adevăratul Dumnezeu și inima noastră se întoarce spre Tine și spre bine. Când se întoarce spre Domnul, se întoarce spre bine. Altar dres înseamnă un altar al apropierii de Dumnezeu, cu încredere, dar și cu teamă, că e un foc mistuitor, și o afirmare a realității că El este Dumnezeu în cer, dar și în viețile noastre, e stăpânul nostru. În urma împărtășirii, altarul este dedicat și vine focul de la Dumnezeu, care aduce mărturie și binecuvântare, eliberare și vindecare, mântuire, salvare,
sau poate aduce o sândă, spune Pavel în Corinteni 11.